Salutare, oameni, și mă găsesc la un episod din Need for Speed Heat. Și astăzi v-am jucat puțin cu mașina asta, o să o schimb, că m-am arătat de mașinuța asta. Am luat Huracan performantă, care nu pot să dunez multe la ea. Am luat-o doar ca să fac cursăm. Și... vreau să fac un Nissan 370Z. Faza e că l-am făcut deja în studio, dar nu l-am făcut în joc, știi? Și trebuie să import și chestia asta mă costă bani, așa că trebuie să facem o cursă pentru... trebuie să fac 3000 de dolari, eu deja am o sumă de bani aproape, dar lipsesc 3000, așa că o să vă fac o cursă de 30.000. Să pot să aplic din prima body kit-ul și să vedem dacă sunetul de la Nissan este cel comparabil cu restul jocurilor, să zicem așa. Că jocul ăsta a avut un sunet destul de ok, n-am avut de ce să mă plâng și sper să vezi și la Nissan la fel. Ok. Rana. Bă, mi-era dor de mașina asta cum se controlează. Mamă, ce... e o rachetă mică, e simpatică rău. Păcat că nu poți să tunezi mai mult și că te restricționează să folosești majoritatea sunt stock, să zic așa, știi? Huracanul simplu îți dă voie să-l tunezi. Am făcut un video cu el, aveți pe canal. Dar... performante nu-ți dă voie. Hai că m-am ajuns la cursă. Frâna! Uite cât durează să te oprești. Bun, hai să facem misiunea. Stai să vă că am zgâriat mașina. N-am lovit-o nimica. Nu am frecat nicio bară și s-a zgâriat. Asta e o chestie care m-a deranjat la jocul ăsta. Mașina se zgârie fără motiv. Circuit Blackbird. E circuit? Trebuie să ieșim pe 1. Și... mam, M5-ul ăla e urât rău. Wow, wow, nice! Sal. Snow, snow! Țara, mămițica ta! McLaren! Acum nu mai e McLaren. Nasol, joc urât. Azi n-am chef să pierd timp. E bună mașina... ia uite pe ăștia ce drifturi fac. E bună mașina asta pentru circuit, că se înfige bine pe viraje și nu fuge spatele atât de rău. Frânele țin. Pot să forțez pe viraj. Cu încredere. Deja i-am bătut rău de tot. Trebuie să fac două lepuri, deci... nu e o cursă foarte lungă din ce văd. Văd că mă învârte mult în cerc. Gard! Uite, vezi? În aia asta de-a curs se zgâre vopseaua, știi? Frână? Era neclar pe unde trebuie să iau cu atâtea garduri în fața mea, frână. Nos. Ok. Bă, e distractiv de curs mașina asta, n-am ce zice. Viraj cu 200 la oră. Frână, până la 130. 117 am văzut, de fapt. Când m-am uitat eu în dreapta, nu prea mă uit la viteză. Conduc din ochi, îmi dau seama că am... în funcție de viteza mașinii, dacă poate sau nu să ia virajul, că aveste factorul pe care merg. Uite, de exemplu, aici am estimat un pic... prost. Da, e ok. Suntem în final lap. Și... s-a subturat. Frână. Facem cu sau de turbina. E o rachetă mașinuța asta, n-ai ce să zici. E bine, e bine rău. 2 minute și 10. Deci am făcut 1 minut și 10 per lap. 30.000 de credit. Parfum. Nici nu-mi doream altceva. Dacă tot sunt afară, adică nu sunt în garaj, la asta mă refer, 51.000. O să mai facem una, pentru că mașina asta că e distractiv și pe aia vom la mașina aia.
Vreau să am puțin extra bani în caz că vreau să pun un turbo, pentru că turbo costă vreo 50.000 de dolari. Că sigur nu o să am bani să fac pe toată. Nu, no, ce să-l spăla. Ok. Nos. Rara! Sau nu? Nos. Aoleu. Da, ăsta e genul de mașină care în momentul care calcă pe pământul ăla, lateral, aderența este aproape nulă. Frână, 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 frână. Wow, o rachetă. Nos, granos, din nou. Și frână. Wow, au simțit un pic moartea. Asta l-am atins, din păcate. Woo! Distractiv. Și frână. Îi dăm drumul la cursă. Așa, asta din vopsea șpecheră a început să devină murdară și pixelată. Zici că e făcută Minecraft, YOLO. Jaguar, Mustang și vreo spana. Porsche M4. Și în față un Lamborghini cu un Tash. Woo! Audi, Aero V10 minus. Frână de mână. Mersi, mersi, mersi. Asta îmi place să văd. Și nos. Nu fi tu, n-ai simțit cu mine, că... Wow. Sal. Simțeam nevoia să fac asta. De când am început să joc din nou GTA. Am început să joc urât în Racing Games. Cu AI-ul, cel puțin. Dacă era un player, nu făceam la fel. Dar cu AI-ul, îmi bag joc de el. Nu, asta să pierd tipul. De ce să nu-i bagi bețe în condiția care el face cheat și are rubber banding, adică dacă acum mă depărtez prea mult, îi accelerează fals, se magnetizează de podea și începe și mă prinde din urmă. Sunt 3 lepuri de-astea. De-asta durează 51.000. De-aia costă 51.000. E un traseu mai lung care durează destul de mult. Și pentru că durează destul de mult, îți dă și mai mulți bani. Aseară, jucam așa de fan GTA cu Iulia și mă întrebau ce misiune să facem bani și spui, dai ce, adică nici heist-ul nu e ce crezi tu. Și la care e, adică, pe fii atent, uite, dă-i drumul la o misiune de motocicliști. Și am făcut o chestie, trebuia să protejăm o zonă. Am pus pe Instagram poză cu BMW-ul ăla. Eram pe zona de rampe, de skateboard, de tricks and stuff și gen, am parcat mașina sus acolo cumva. Mi-a purtat muzan că am reușit, știi? Și misiunea aceea, să protejăm zona aia, a durat 30 de minute. Câți bani credeți că ne-a dat pentru 30 de minute în GTA de farmat așa misiune? A dat fix 30.000 de dolari. Și am zis, păi, 30 de minute, 30.000 de dolari. 10.000 de dolari. Așa, adică, deci în dolari, i-am zis, gândește că ar trebui să-i dai pe muniție, armură și chestii ce ai consumat în timpul misiunii. Deci, practic, câștiga 20.000 de dolari, da? Și mă gândeam așa că, uite, și la jocul ăsta, gen, în funcție de timpul petrecut, timpul pierdut în joc, în funcție de asta îți dă reward-ul, știi? Dar nu toate jocurile așa, în general, jocurile de grind sunt așa, știi? Dacă sunt jocuri care face misiune și îți dă mulți bani, dar îți dă mulți bani pentru că ai nevoie și ai nevoie în ideea în care trebuie să-ți cumperi o armă mai nouă și are nevoie să ai damage și că altfel nu poți să avansezi nivel. Și atunci îți dă o sumă mai mare și zici, a, super, mulți bani, păi vezi, a, suma aia de bani trebuie să dau pe armă, că altfel nu poți să treci de nivel, știi? Adică e un sacrificiu egal de obicei, adică niciodată nu o să rămâi cu mult plus în cont, o să rămâi cu, nu știu, poate... Să dăm un exemplu așa, cu 30.000 de dolari. Dacă tu primești 30.000 de dolari și arma costă 20.000 de dolari,
decizii de dolari modezi, adică îți pui amortizor, îți pui un scop diferit, îți pui un încărcător mai așa, ai costat 2700 de lei cu 3000. Ăla e plusul tău. Tu ai muncit pentru 3000 de fapt, nu ai muncit pentru aia. Și că ai armă nouă în plus, oricum o aveai. Adică, oricum în timp, dacă faci misiuni, cum am ajuns să-ți fac la Forza, de exemplu, mă întreabă lumea cum am dețe bani. Am făcut atâtea curse extra degeaba. Și am câștigat atât de multe la Wheelspin, încât nu mai am ce să cu bani și atunci la banii se tot strâng. Eu dacă nu cumpăr mașini și le-am câștigat multe la Wheelspin-uri, vă dați seama că nu cumpăr mașini, se strâng bani, se strâng și... Mașini cumpăr rar. Multe mașini în Forza din playlist-ul poți să le obții. Mașinile care te interesează, evident, nu alea care nu te interesează. Și atunci... Iar, și tuningul la Forza nu e scump, adică tuningul la Forza e 120.000-150.000 cel mai scump, restul sunt toate sub. În jocul ăsta, că acum am terminat și ne putem întoarce la garaj, da, unde sunt eu? Nu contează să ne dăm fast travel. Să vă arăt așa, gen, tuningul adunat cât e, că depășește 150.000 la ăsta, doar plecând de la motor, de la engine swap. Bun. Swap car. Nissan. Studio. $30.000 odată. Da? Fără nimic tunat în partea de performance. Să nu mai spun cât costă și mașina, da? Și pe aia aveți aici la motor. Motor de $454.000 pe un Nissan. Mașina costă $30.000, motorul costă $457.000, că este un V12 de 7. Băi, n-ai cum. Deci n-ai cum, e mult prea scump. E absurd de scump. Deci aproape $500.000 pentru o mașină de început. Nissan, nu știți că niciodată n-a fost o mașină care ajunge mai sus de medium ca gama jocului. De exemplu, încep cu alea praf. Genari mici, Mustang-uri de alea care patinează de spate și mai departe. Ideea e că la jocul ăsta vor să-ți dea voie să faci mașină de asta, să o faci să bată cu un aventador. Poți! Dar e fals. Și... aici am păstrat motorul stock. Deci motorul meu este cel de sus. Are 779 de cai. 4.9 flat 12. Și ăla e motorul stock, vedeți jos acolo, da? Că asta am vrut să vă arăt că n-am făcut engine swap. Aici, în schimb... Elite Plus urmează. Nu l-am deblocat. Ah, l-am turnat pe ăsta. Interesant. Stai, super. Are Elite? N-are. Super. Elite. Uite că caucicuri avem Elite. Și asta am făcut-o de track. $10.000 pe chile cauciuc. Iisuse! Așa, clutch, e bun, ăsta așa, track differential, ce mai bun. Bun, deci, e tunată. Customization, ce aș mai vrea să fac eu la ea? Stanța e bună, body, wheels, culorile astea, nu. Nu m-au prins, trebuie să le dau altă culoare, nu știu ce. RGB, asta e interesantă. Apply to all rims. Dar, trebuie să fac și exteriorul. Tot așa o culoare de-asta nebună. Trebuie să fie ceva mai... Trebuie să fie un roșu, știi? O fac de carbon. Dacă o duc spre roșu e... Vezi că nici nu se văd culorile cum trebuie pe carbon. Nu-mi place cum este. Asta color shift e interesant. O să pun crom, cred. Vreau să fac într-un contrast gen, să fie culoarea aia și pe... Cam așa ceva aș vrea. Bun, cauciucurile sunt greșite.
Dacă vreau track, să pun slick-uri din acestea, 17 din 25. Back. Așa, tires. 17, astea. Și dintr-un motiv s-a restat iar janta. Nu înțeleg de ce n-a reparat problema asta, cum de le-a scăpat, pe mine chiar mă stresează. Se întâmplă destul de des, indiferent de mașină. Evacuarea nu prea se vede. Adică evacuarea este găurica aia de acolo. Asta e stocul. Și mai sunt chestiile astea care mă lasă rece. O să o las așa momentan. O să încerc să nu mai modific multe. Ce mai avem aici? Sunet. Timbru agresiv sau smooth? Smooth, hai să vedem cum să auzim de fapt. Sau de înfundat. Sună fals. Ok, Tony, ok. Deci am umblat deja la asta. O să o lăsăm așa. Și hai să ieșim cu ea să vedem cum se comportă. Așa, deci sunetul pare să fie bun. Aolea, cum schimbă? Are ceva accelerație. Pare foarte rigidă. Din așa asta devine leneșă. Da, uite, ajunge la un 280 și încă trage. Crash. Se pare frumos dacă pornesc avarele automat că face accident. Sunt curios cât de mult se duce, dar AI-ul ăsta e atât de retardat încât... Înțelegeți voi? 270... Ia 300, cu greu. Și se ține bine pe viraje. Vedeți și voi? N-a fugit spatele de... Oleu! Și să zicem că vreau să fac prima la dreapta agresiv. Frână. Am tras frâna de bun intenționat un pic. Mi se pare amuzantă evacuarea de spate. Nu era. Roțile arată bine. Tipa asta l-a băgat la pușcărie și zice că îl vede pe ăla, pe bossul final, pe polițistul care l-a băgat și zice că are vedenii cu el că s-a plecat pe stradă. A avut un tip care l-a luat pe stradă și a crezut că el e. Uite-o de asta. Uite de cabină. Bă, ce să zic? Nu era mașina, se ține bine. Scumpă motorizarea. Nu uitați, dacă vreți să jucați cu asta, mergeți să faceți de drift. Eu am vrut să fac de track. Nu prea fac drifturi în jocul ăsta pentru că este mult prea asistat și pe mine mă enervează. Este mult, mult prea asistat. Și na. Cam atât pentru episodul de azi. Am vrut să vă arăt mai mult design-ul ăsta, dar... tot așa, vi l-aș recomanda pentru track, nu vi l-aș recomanda pentru drift. Merge și la drift, dar e o mașină scurtă și mașina scurtă, prin șasiul ei, trebuie să ai un număr foarte mare de întoarcere pe de față ca să nu se întoarcă de spate, să poți să o recuperezi, să zic așa, din viraj. Și de asta nu neapărat aș recomanda-o la drift. Dar este o mașină foarte bună, simpatică.
Așa pe track m-am făcut-o cu aero modificat și cu... Tracțiunea este standard, n-am modificat tracțiunea. Și... e ok. Rachetă. Uite ce bine s-a ținut aici. Nici n-am accelerat. Mă așteptam să plece spatele, sincer. Ah, am zis că trebuie prin 3. Bun, nu contează. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut și până data următoare, la revedere. Pa, pa.